Ludovic Orban a precizat că după alegerile din 2012, premierul Victor Ponta a desființat USL și a transformat sloganul Dreptate pentru toți în sloganul Dreptate pentru baronii corupției PSD. Orban l-a acuzat pe Ponta de faptul că a refuzat sistematic să aplice măsurile liberale prevăzute în programul de guvernare și a folosit poziția de premier pentru a promova proiecte și afaceri oneroase, total contrare promisiunilor electorale. PNL nu putea decât să ia decizia de a nu mai fi în cârdășie cu cei care fac zid pentru baronii corupți și cu cei care duc România într-o direcție greșită, a spus Orban.